venit la o nouă emisiune, vă spune Narcisa. Vreme trece, vreme vine să țin iarăși emisiunea. De rău sau de e bine, asta să zică națiunea. Toate-s vechi și nouă-s toate, chiar și invitații mei. Tu te întreabă și socoate, oare cine or fi ei? Nu spera și nu ai teamă, că am și un idol aici. Ce te îndeamnă, ce te cheamă, să-i fii fan, să fiți amici. Dar ce-i val, cavalul trece, iar vedeta din platou, sigur, nu te lasă rece. Azi, în ora mea de show, toți vor fi de nota 10! Nu întâmplător am început emisiunea de astăzi cu această tentativă personală de glosă eminesciană. Am deosebită onoare să l-am astăzi invitat aici ca idol vedetă pe magnificul actor de teatru și film și cel mai fascinant și pasionat interpret de versuri, Eusebiu Ștefănescu! Bine ați venit, maestre, la emisiunea noastră nouă, Fan Total Estival. Bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. Sunt onorată să vă am aici în emisiunea mea. Alături de domnia sa sunt doi prieteni foarte dragi, cantautoarea, talentata Maria Gheorghiu și binecunoscutul poet George Stanca. În partea aceasta am două fane înrăite, Eusebiu Ștefănescu. Este Cristina, chiar studentă a dumnealui, este și medic psiholog, da? Da. Monica, profesor de engleză, da? Da. Și o viitoare fană care pe parcursul unei ore va deveni fană Eusebiu Ștefănescu. Și ce credeți că este? Uitați-vă ce fete am adus aici în platou la așa un bărbat, un actor superb, trebuie să fie și fetele mele frumoase, viitoarele fane, e manechin. Dacă o convinge Eusebiu Ștefănescu, vom vedea pe parcursul acestei ore, dar să-l lăsăm pe maestru să se desfășoare în toată splendoarea dumnealui cu un moment de început. Îmi permite să mă ridic? Sigur. Mă bucur că sunteți aici. Mă bucur că au venit prietenii mei aici în emisiune. Mă bucur că mă întâlnesc cu dumneavoastră. Mă numesc Eusebiu Ștefănescu, sunt actor român. Deci prizonier în limba română. Am ținut să precizez că sunt actor român pentru că în filmele românești, probabil datorită fizionomiei mele, am fost ales să joc mai ales roluri de străin, cu predilecție nemți. Acum vă fac o mărturisire, nu e așa de greu cu fizionomia, că aici ne ajută machiajul. E foarte greu cu limba vorbită. Ați văzut cumva Colierul de Turcoaze? Nu ați văzut? Sigur că da. Ei bine, în Colierul de Turcoaze am avut fericirea să vorbesc limba franceză, cu care sunt familiarizat din școală. Dar în filmele doamnei Malvina Ușanu, ale lui Sergiu Nicolaescu, ale lui Radu Gavrea, am fost nevoit să joc roluri de nemți. Nu, am fost ales să joc roluri de nemți și să vorbesc limba germană pe care nu o cunosc. Pot însă, pentru conformitate, să vă spun o replică în limba germană pe care nu o cunosc. Vreți? Wir schicken in Parlamentäre mit zwei Geiseln. Obersteinbrenner, Wunsch Kampflos, Durgelassen zu werden. Ați înțeles ceva? Nu. Eu vă dau cuvântul meu de onoare că n-am înțeles nimic. Dar cea mai mare performanță în materie de limbă am făcut-o când am întreprins un turneu cu Teatru din Ploiești în Japonia, unde am jucat în 42 de orașe 70 de spectacole în limba japoneză. Pentru conformitate pot să vă spun o replică în limba japoneză. Vă interesează? Demo, konoi zakaya wa zdruya tsude itsumo budoushu no kawari ni mizou teita sore o pakale ga katakyo ute kureta nda mazushi ka no naka no oretachi datta kedo ano toki bakari wa tanoshikata sou daro sou da. Dozo gozaimashita. Dacă există un japonez lângă dumneavoastră, poate să vă confirme că am vorbit perfect limba japoneză. Există însă și o limbă poezească, cum îi plăcea să spună lui Nikita Stănescu.
există și o limbă spargă inventată de Nina Casian. Pot să vă spun un sonet în limba spargă. Auziți, dar fiți foarte atenți. Ca să înțelegeți nu neapărat cuvintele, dar sensurile. Zice poeta așa. Au înmorit drumatice miloave sub rocul catinat de niturași. Atâția venizei de bori margași, atâtea alne strămătând estrave, nici când guluiul arfic, bunuraș, n-a tofărit atâtea nerucoave. Era pe când cu veli și alibave, cozimiream pe o șaită de gopași, dar azi mai tumnărie în parestena, sub care goltul feric m-a clăuns și zura-i nedă mult elenteena, doar vit și astichie întelehuns, îmi zurnuie sub noafe melidena și limful zurnuie răuns preuns. Ei, dar pentru că, uite, bateți din palme frumos, pentru că poate ne-am descrețit sufletele puțin, vă propun un lucru. Noastră, dacă stați într-un fotoliu, puteți foarte bine să fiți alături de noi aici în studio. Vă propun un exercițiu de concentrare, mai ales dacă aveți și copii lângă dumneavoastră. Rugați-i să se concentreze și ei, ca să descoperim împreună ritmul unui cântec de copii care aparține poetului scoțian Robert Burns și ale cărui cuvinte le-am potrivit într-o noapte albă împreună cu Nikita ca să se încadreze în acest ritm. Și ritmul este acesta. Puteți să mă ajutați și noastră. Și cu telespectatorii. Și cu telespectatorii. Da. Vă rog foarte mult, dumneavoastră, fiți pe fază și bateți din palme în ritmul acesta. Iată casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack. Și iată hambarul pe care tâmplarul a înălțat lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack. Și iată grânarul pe care plugarul a strâns în hambarul pe care tâmplarul a înălțat lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack. Și iată canarul ce gustă grinarul pe care plugarul a strâns în hambarul pe care tâmplarul l-a lăsat lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack. Și iată motanul ce hață canarul ce gustă grinarul pe care plugarul a strâns în hambarul pe care tâmplarul l-a lăsat lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack. Și iată ogarul ce mușcă motanul, ce hață canarul, ce gustă grinarul pe care plugarul a strâns în hambarul pe care tâmplarul l-a lățat lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack. Și iată armăsarul ce dă cu copita în ogarul, ce mușcă motanul, ce hață canarul, ce gustă grinarul pe care plugarul a strâns în hambarul pe care tâmplarul l-a lățat lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack. Și iată grăjdarul cu biciul lovind armăsarul ce de cu copita în ogarul, ce mușcă motanul, ce hață canarul, ce gustă grânarul pe care plugarul a strâns ambarul pe care tâmplarul a înălțat lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack și iată-l pe Jack. Iată-l pe Jack pălmuind pe grăjdarul, ce biciuia armăsarul, ce da cu copita în ogarul, care mușcase motanul, care înhățase canarul, care gustase grânarul pe care plugarul a strâns hambarul pe care tâmplarul s-a lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack. Yes, bravo! Fenomenalul nostru actor, Eusebiu Ștefănescu, ne-a făcut să râdem din prima clipă și până nu se destenuie prea mult prietenilor și lăsăm să tragă o gură de aer și o gură de apă, ia să vedem fanele noastre cât de pregătite sunt să înfrunte adevărul despre Eusebiu Ștefănescu. Cristina, încep cu tine. Primul set de 10 întrebări. Când, în ce județ și ce localitate cu gust dulce s-a născut Eusebiu Ștefănescu? Pe 3 mai 1944, în comuna Cricovul Dulce, din județul Dâmbovița. După 3 mai 44, știi și ce zodie? Taur, bineînțeles. Cu? 44? Maimuță! Maimuță! Bravo! Cum se numesc părinții vedetei noastre și cu ce se ocupa tatăl său? Mama dumnealui se numește Georgeta, iar tatăl dumnealui se numea Ion și era petrolist. Da, inginer petrolist, bine cunoscut în zonă. Aveți de comentat ceva aici? Era, am înțeles că era foarte faimos în zona. Tatăl meu avea o personalitate foarte puternică. Lui semănați, probabil, în mod special. Sper să-i semăn și lui, semăn și cu mama mea. Ce pot să spun este că era și vânător, interbelic mare de tot,
era inspector de vânătoare pe țară și uite că acum, la vârsta maturității, m-am hotărât să devin și eu vânător. Și de doamne sau de... Pardon. Vânător de cunoaștere. Cristina, ce leagă sufletește pe Eusebiu Ștefănescu de Câmpina, de orașul Câmpina, în mod special? Acolo a făcut liceul și în prezent acolo locuiește mama sa, Georgeta. Iar anul trecut a fost președintele juriului într-un festival de poezie, primul de acest gen organizat de Ministerul de Interne. Asta știu și eu, că am fost și eu acolo. E adevărat, da? Ce facultăți a început și câte a absolvit? A început facultatea de filologie din cadrul Universității București, dar după un an s-a retras. Și a terminat Institutul Teatral și Teatrală și Cinematografică București. Bravo! Cu ce mari profesori a studiat actoria? Cu Alexandru Finzi și Sandamanu. La ce teatre mari din provincie și din București a fost angajat marele nostru actor? A fost angajat la Teatrul de Stat din Timișoara, Teatrul Municipal din Ploiești și Teatrul Național din București. Acolo ați debutat, la Timișoara, nu? Da. Și am înțeles că și la Teatrul Mic. Și Evreiesc, da. Bine, ați colaborat cu toate, practic, dar angajat efectiv ați fost la început la Timișoara, Ploiești și Teatrul Național momentan, nu? Da. Așa. Ce funcții didactice trebuie să știi că ești studenta dumnealui? Nu știu cum s-a nimerit întrebarea asta la tine. Ce funcții didactice are Eusebiu Ștefănescu în acel moment? Unde și de când? Este profesor universitar și de anul trecut este și decan al Universității Hiperion, Facultatea de Arte, secția actorie. Da, cu o singură mențiune, profesor universitar, doctor. Da. Câți frați are și cu ce se ocupă? Are două surori. O soră mai mare, cu 3 ani. Cum o cheamă? Mirela. Și este matematician și profesor la Universitatea Ovidiu din Constanța. Bravo. Și o soră mai mică, cu 10 ani, ce este informatician. Care sunt cei doi nepoți cu care maestru se mândrește? Cum se numesc aceștia și ce preocupări au? Asta e ușoară pentru că pe nepotul lui îl cheamă Cristian. Ca și pe tine, adică? Exact, da. De la sora sa, Cristina, are 27 de ani și e filozof. Și mai are o nepoțică de 14 ani de la fiul său, Maria Alexandra, care e pictoriță. Este o foarte bună pictoriță, are deja câteva expoziții personale. Și este la liceul Toniță, am înțeles, nu? Sau... Da, vă mărturisesc că mă uimește, știți, lucruri pe care uneori le-am uitat eu. Cine vă iubește? Știe ai foarte multe. Da, te interesezi foarte mult de omul drag, să știți. În ce domeniul este renumit fiul Ionuț Bogdan al actorului Eusebiu Ștefănescu și cu ce persoană celebră este căsătorit? Este prim solist la flaut în cadrul Filarmonicii George Enescu. Filarmonicii de stat, da? Și este căsătorit cu actrița de la Teatru de Comedie, Emilia Popescu. Excelent! Vedeți că aveți niște fane. Una vă e student, alta este profesoară de engleză, dar cred că o să învețe și japoneza după dumneavoastră și toate limbile ce le-ați lansat aici în platou, de dragul dumneavoastră o să facă. Aș vrea acum să vorbim puțin cu una dintre prietenele dumneavoastră, dragi Maria. Cum v-ați cunoscut? Ce colaborări ați avut? Înainte de toate, să vă spun că și eu m-aș fi declarat fan înrăit Eusebiu Ștefănescu, dacă n-ar fi fost o greșeală acolo. Eu știam că băiatul cântă la oboi, pentru că și-a făcut acest instrument. Deci nu sunt fan înrăit, nu? Dacă am greșit instrumentul, aș fi fost defunctată. Spun cinstit, da. Că și eu sunt uimit. Nu știu dacă astea sunt preluate după internet sau le-au găsit undeva în vreo autobiografie sau biografie, eu știu, nu știu, că sunt lucruri foarte interesante. Da, și eu am aflat foarte multe lucruri despre Eusebiu, tot de pe internet, pentru că noi așa am reușit să comunicăm foarte bine, am realizat împreună o emisiune la radio. Păi și comentați foarte bine. Da, și am descoperit poezie. Că avem afinități comune și totul începe cu
Nichita Stănescu și cu Mihai Eminescu. De aici a pornit totul. La un moment dat am venit la o comemorare Nichita Stănescu și acolo, în mod surprinzător, am improvizat împreună. Ea cântând, eu recitând, am reușit să construim... Putem să spunem că ne-am simțit foarte bine din punct de vedere artistic. Am reușit să construim un spectacol care, așa cum e și menirea artei noastre, perisabile, ea se consumă în timp ce se produce. Ce se produce, da. Și a fost o reușită a noastră, nu numai pentru că fiecare ne-am făcut cât am putut de profesionist meseria, dar am găsit această legătură. Da, am preluat unul de la altul, practic. A fost așa ca într-un carusel, totul s-a legat foarte frumos și eu cred că nimic nu e întâmplător. Da, e o treabă care... Știu că mai târziu aveți să ne spuneți o surpriză cu celălalt invitat ce pregătiți, dar cu Maria v-ați gândit vreodată să faceți împreună ne gândim un album? Timpul. De ceva vreme, da. Deci aveți în plan așa ceva, ar fi extraordinar. Cum să nu, pentru că eu am descoperit dincolo de artistul Eusebiu Ștefănescu și de omul Eusebiu Ștefănescu un foarte sensibil poet. În momentul în care a recitat din propriile versuri, am zis, e clar, vibrez foarte bine la aceste versuri, trebuie să devină cântec. Mă simt un pic jenat de apropierea prietenului meu aici, un poet autentic. Eu nu am măsura autenticității mele, deci nu pot să știu dacă sunt într-adevăr poet. Însă George Stanca aici de față, sper să mă ierte că eu mi-aduc aminte că nici n-am îndrăznit să deschid vreodată discuția despre un poem de-al meu, cât trăia Nichita, cât trăia Dan Laurențiu. Mi-era rușine. Zic, domne, cum adică să zic că am scris? Orice om comite din sensibilitate, cel puțin, acest păcat al poeziei. Că el poate să fie un păcat. Știe orice om, orice taur, în primul rând. Da. Spun eu. Da. Noi taurii avem o sensibilitate ieșită mai, din comun, chiar am mai aparte. Nu, e partea zodiei, partea de început a zodiei. Da, da, da. Cealaltă te duce către pământ, către terater. Păi eu am aflat în zodia noastră a taurii, că eu sunt pe 7 mai. Suntem buni oameni de afaceri, pe naibă. Mă uitam la ce mașină ai tu, cu ce m-ai adus la... Da. Și mă uitam la a mea pe care n-am vrut să o scot. Și mă gândeam la verile pe care... Sensibile amândoi, pentru că eu nu cred că nici domnul Eusebiu nu cred că este un foarte bun om de afaceri, că ar fi fost un mare magnat acum, cât de talentat este. Până acum, dacă era om de afaceri, se vedea. Dar tot ce face, face cu suflet. Altceva. Și dacă are Maria un alt vrea soi de, un ceva, alt soi de bogăție, care este mult frumos, mai important. Da. Cum să nu, am o surpriză pentru Eusebiu, un cântec pe care l-am definitivat în urmă cu puțin timp. L-ai făcut chiar tu? Da, chiar toate eu. Am comis și eu vorba. Am comis inclusiv versurile acestei cântec. El se numește Curcubeu și... Auzi, am pensat că nu mai am ce căuta aici. Nu, compozitor și un textier. De ce m-ai chemat, Eusebiu? Te-am chemat tocmai ca să încununezi. Atenție, este foarte important. Bine. Da. Atunci nu o să fac poezie, o să fac ce fac eu. O să fiu acel critic de la adevărul care nu prea iartă pe nimeni, mai ales emisiunile de televiziune. Vezi că intri și tu în vizor. Ok. Haide să lăsăm să cânte bine. Să spun și două vorbe despre acest cântec. În viața fiecăruia dintre noi, la un moment dat apare și acea împlinire totală pe care eu am numit-o Curcubeu și pe care în această ediție ți-o dedic cu tot dragul. Mulțumesc din suflet. Din cerul desprins de pământ necuprins, tu ești cerul curvat, podul de ape revărsat peste nori, împlinit în culori. Mai mult decât știi, tu ești tot ce eu am uitat. Tu ești ce aș putea deveni, de fapt, tu ești cerul spăt.
supărat, îndelung așteptat. Din focul iubirii vom țese în cer, odul cel tainic plin de mister, odul cel tainic și cel sfânt deasupra podului de pe pământ. Un curcubeu e sufletul meu, un curcubeu cu tine mereu. Un curcubeu e sufletul meu, un curcubeu cu tine mereu. Din cerul desprins de pământ, o dedicație, maestre, nu am cuvinte. Are... În plan artistic este exact ceea ce, ce se întâmplă, de cine fapt. Cine a scris textul? Cerul proaspăt spălat, mi s-a părut atât de frumos. Eu am scris textul. Da? Eu, păi despre asta mă dea puțin mai devreme. Da. Excelent. Da, da. Foarte frumos. Am scris și eu un moment al existenței mele în care chiar am simțit că sunt împlinită din toate punctele de vedere. Apropo de text, da, mie îmi place foarte mult melodia. Da! Așa e, să scrii și la ziua. Îmi aprecia și textul, chiar. Nu, dacă e să scriu, să știi că am scris chiar zilele trecute ceva despre Ciocu Vintilă, Mircea, da, Vintilă, și se zizez o evoluție. Eu sunt, pentru cine nu știe, unul din primii teoreticieni ai folcului românesc, da, și naș al multor cântăreți, unul dintre ei Mircea Vintilă. Și observ o evoluție în plan, în planul sonorizării. De unde, da, omul cu chitară, o chitară mai mult sau mai puțin acordată, așa, și o voce mai mult sau mai puțin bună, și zdranga-zdranga, s-a ajuns la o evoluție a sunetului care se impune. Absolut. Ba chiar, trebuie să ne aliniem și noi. Îmi dai voie să-ți dau un, da, sfat absolut prietenesc.
chiar ți-ar mai trebui să suprapui niște voci peste vocea ta? Da? Păi asta pentru că sunt niște burți, niște mici burți. Ai văzut că eu, da, eu cântam peste atât de simplu și frumos, da, și o privire, da, 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 caldă are. Cine, da, o vede de aproape este fascinantă. Eu ca o și văd maestru de aproape de vreo 20 de ani, degeaba. Eu sper să fiți și invitații mei fiecare ca vedetă în emisiunea mea, într-o emisiune viitoare. Așteaptă să mai creștem. Să mai cresc și eu. Și, George, mi-ai permis să te tutuiesc. Aș vrea să spuneți de când vă cunoașteți cu actorul Eusebiu Ștefănescu. Ce se întâmplă? Eu am invitat aici două suflete mari care se armonizează și nici pe unul, nici pe altul ca prieten de viață, ci ca prieten pe ea de cântec, pe el de poezie. Eu îmi permit să fiu din când în când interpretul poeziilor lui George Stanca. Aproape că nu există întâlnire cu publicul la care să nu îl aduc în lumina de scenă pe George Stanca. Pot să confirm lucrul acesta, da, la spectacolele pe care le-am avut. Indiferent că e vorba de Nikita. Am un poem, o suită pentru cimbal, clavicor și virginal universal, care îi aparține lui și pe care eu mi-am introdus în repertoriu de mai bine de 20 de ani. Poezie pe care eu am scris-o la o săptămână după ce am ieșit de la spitalul de nebuni, aici aproape de studio. Da, vă pot ai fost în confirma... vizită de plăcere la rude? Sau la... Am avut o problemă psihică după un șoc... Deci pe bune? Nu intelectual, nu glumesc. Nu? Am crezut că ai fost în vizită la cineva. Acum, stimați, la un medic. Stimați telespectatori, ca să vă convingeți că nu e o afirmație gratuită și că s-ar putea să fi fost atins de acea aripă. Toate geniile sunt atinse puțin, așa? De care iar e și Dalí atins, slavă Domnului, că el chiar face din imaginea paranoică o imagine a artei lui. Dar nu e vorba aici de o asemenea boală psihică, este însă vorba de o ieșire frumoasă în zbor din această realitate. Acest, limba română. Nu întâmplător, acest poem este dedicat lui Nikita Stănescu. Spune George Stanca așa: prin casa mea ce trec veneții, pictând cu gondole pereții, îmi zboară colapși de albastru, nichitizând un cal măiastru, și cântă paseri sinilii: vă sunteți vii, ne suntem vii. Și frunză ruptă în trei New York-uri, libertizăm statui prin docuri, când Londre paseri aripesc prin aerul rit domnesc, voievodal ceaslov ne naște ca un rădvan sfintele moaște, ne poartă duși din poartă în poartă la Marea Neagră, Marea... Moartă. Soartă. mă crezi Belgrade, nu mă crezi? Atenizez prin stele verzi, sădin de figii străinez, buldogul meu de pechinez, istambulit pe veci în crez, izbit cu trefla sa de zid, nu mă mai vrea să ne Madrid, cu dimineți la subțiori, cu atâția zori, cu atâtea flori, pacific frate al meu mai mic, iluzorește-mă un pic, să helsinchesc cu nor de flor și apoi de trei ori doi să mor, când pate-mi vin duprina orte, ulcerotrații în cohorte, visând polen pe aripi de brusturi, lepidoptând în așa ternuturi, că dezviu pe mulți voi zambezi. În zor de zi, în zor de zi, de la Ignați, de la Loiole, cântăm frotole, barcarole, amsterdameze, ochii menși, cu fruntea în boabe de condenși, ne bat pe sânge în declin, cu trandafiri de vinilin, noi donjoanăm grași și voioși, hierofanții zgomotoși, ce ne funambulesc pe creier. Tu te cutremi? Eu mă cutreier. Eu mă cutreier, Groenlandina mea frumoasă, am să te duc pe sus acasă, într-un cupeu alb de berlină, să-ți mângâiesc genunchea fină, ascunsă pe sub crinolină, să-ți amiros odicolonul, barbarizându-ți roz juponul. Hai, moscovește-mă cu flori de atâtea ori, mă eminești? Nu eminești. Geneva mea, mă București! Maestră, mă mai supun la ceva. Aveți două blonde în dreapta și în stânga. Vreți să ne recitați poezia domnului Stanca? Chiar dacă nu ne invitați de seară nicăieri. Da? Hai să vedem această invitație. Este superbă poezia.
Și nu rezist să se potrivește acelei zone extraordinare, pitorești, în care a trăit și prin strămoșii lui George Stan, care mărturisea mai devreme că e bucureștean de prin 1870 cu familie. 1780, auziți? Dar adevărat bucureștean, pentru că toți au trăit în Mahalaua Bucureștiului, acolo unde sunt, zice domnia sa, adevărații bucureșteni. Hai să ne ducem, că are un iz de Mahala acest poem frumos. Zice: vino de seară, doamna mea, te aștept cu vutcă și cafea, rahat, dulcețuri, șerbet bun, vom bea și o mesteca tutun sau vom fuma din narghilea. Vino de seară, doamna mea, pătucul albu din atac, în calonfir am să-l îmbrac, mă tot gândesc cu ce să fac, privind spre ulis din cerdac, să ne iubim ca un fanar, când ușo galbine la zar, te-o-i mângâia pe coapsa fină, în așternut de muselină, și-am să te pup, și-am să te culc, până o da soarele în geamlâc, apoi te îmbrac într-un halat, cu pătrățele matlasat, și-am să te scot în parmalâc, ca să rămân eu singur cuc și să miros încetişor odoarea noastră de amor. Vino de seară, doamna mea, și de n-ai vutcă, de n-am vutcă, am cafea. Și o doamnă inspirată din sală se ridică: eu vin de seară, dragul meu, și de n-ai vodcă, aduc eu. Finalul îi aparține, e un adaos, e un PS. Nu, nu, s-a ridicat. Dar știi că m-am aminte acum, dacă îmi permis să spun ceva, și nu-mi place să flatarisesc gazdele. Această poezie mi-a trecut de cenzură cu ajutorul domnului Nicolae Dan Frântărată, care a fost cenzor la cartea mea, nu cenzor, lector la cartea mea. A făcut referat extern și a spus că dacă referat a fost o exagerare, a zis că dacă această carte nu apare, este o mare pierdere pentru literatura română. Cât de mare este pierderea, nu știu, dar iată că pentru un recitator ca Eusebiu Ștefănescu a fost un lucru extraordinar. A fost un câștig al meu. Mulțumesc, domnul Frântărată. Și al nostru. Aminte, cu întârziere, dar o fac acum. Maestre, nu rezist, că sunt și eu un răit fana dumneavoastră. Ce să facem? Sunt fanatică? Nu! Vă fac și eu o dedicație. Te rog din suflet. O primesc. Când ne recită domnul Sebi cu patos poeziile, în glasul dulce slovele par armonii de melodie, un tril duios de ciocârlie, cuvântul capătă magie, natura parcă reînvie. Când ne recită domnul Sebi, copacii florile zâmbesc. Când ne recită domnul Sebi, poeții clasici retrăiesc. Când ne recită domnul Sebi poemele de dragoste, oftează toate fetele, lumea intransă în visare, răsar și stele în ziua mare și în universe sărbătoare. Când ne recită domnul Sebi, când ne recită domnul Sebi, vibrează marea muntele. Când ne recită domnul Sebi, se opresc în loc și clipele. Să nu spui că textul ai scris tu, că chiar mă las de poezie, că toți sunteți poeți, mă, frate, de nebunesc. De ce credeți că m-a pus domnul Frântărată aici? Că sunt și textieră. Așa. În timpul liber. Deci tu ai făcut versurile. Da, este textul meu. No. Fetele, dacă scrieți voi poezie, una spuneți că scrieți proză, vă rog frumos. Cristina, scrii proză? Câteodată. Nu știu dacă sunt fetele. Nu, Monica nu, care figură proză, romantică. Dar să vedem dacă mai au cunoștințe. Alexandra despre domnul Eusebiu Ștefănescu. Următorul set de 10 întrebări. Câte soții a avut Eusebiu Ștefănescu? Cum le cheamă pe fiecare dintre ele și câți copii are prin alianță cu a doua? Monica. Două soții. Pe prima o cheamă Liliana și are un copil cu dumneiei. Și pe a doua o cheamă Vali și are doi copii. Deci Ionuț este cel cu care este vestit flautist, da? Da. Este cu Liliana. Și a doua soție are? Ileana. Așa, și?
Și Florin. Și Florin, care ce este? Că este Florin în domeniul nostru. Florin este director de imagine la o televiziune. Așa. Care sunt primii trei poeți îndrăgiți din repertoriul actorului Eusebiu Ștefănescu și care sunt poeziile lor preferate de artist? Nikita Stănescu, Strigări de fericire, cred că îi place cel mai mult domnului profesor. Strigări de ferire? Da, de ferire. Da, da, da. Dă impresia de fericire, da. Dar e ferire. Într-o atmosferă fericită. Mihai Eminescu, Glosa. Cu care am început eu, că de-aia am început emisiunea cu Glosa, că știu că e preferata maestrului și... Și bineînțeles ce a recitat mai devreme, Vino de seară, doamna mea, George Stancu. Așa este? Stanca. George Stanca, normal. Cu ce rol a debutat la Timișoara proaspătul absolvent? Varga, din Pădurea Spânzuraților, de Liviu Rebreanu. În regia? În regia... Marieta Sadova. N-ai cunoscut-o tu. Nu, oricum nu era în întrebarea asta, spun așa de completare. Spunem două piese ale unor mari dramaturgi în care Eusebiu Ștefănescu a jucat rolurile ce poartă titlurile lor. Despot, din Despot Vodă, Vasile Alexandrii, și Ivanov, din piesa cu același nume, de Cehov. Așa, în ce filme de Sergiu Nicolaescu a jucat actorul Eusebiu Ștefănescu? Măcar două, spunem. În Oglinda și Triunghiul Morții. Așa. Care este regizorul ce i-a oferit cele mai multe roluri în filmele sale? Cum ar fi Întoarcerea lui Vodălăpușneanu, Liniștea din adâncul, Lumina de la etajul 10, Figuranții și așa mai departe? Este vorba de o regizoare, de fapt, doamna Malvina Urșianu. Bravo! Ce rol a jucat Eusebiu Ștefănescu în filmul lui Geu Saizescu, Pe cală se întoarce? Rolul de boier. Dacă ai ghicit întrebarea, îți dau și filmul cu domnul Eusebiu în calitate de boier aici. Fiindcă așa ai nimerit-o, dacă așa ai nimerit, ce vrei. Ce pasiuni domestice, extra-artistice, gen hobby are Eusebiu Ștefănescu? Ne vorbeam mai devreme despre vânătoare și pe lângă o mare pasiune este gătitul. Știi care sunt specialitățile din Piește pe care... Da, știu. În care, de fapt, este un maestru bucătar, nu maestru artist. Crab cu măsline, a la Păstorel Teodoreanu, și șalău, bon fam. Nu mai la fam. Care sunt cântăreții români cel umpe pe suflet pe actorul Eusebiu Ștefănescu? Tudor Gheorghe, Mirabela Dauer, Angela Similea, bineînțeles doamna Maria Gheorghiu. Și bineînțeles Maria Gheorghiu, dacă toată lungea pe suflet, să ne mai cânte ceva Maria Gheorghiu. Dacă e vorba de uns pe suflet... Hai să vă ung și pe voi pe suflet. Cu ce ne mai chiar dacă încântă, este un cântec, mă rog, suntem în sezonul estival și ne gândim cu toții la vacanțe și la lucrurile frumoase și luminoase, vă propun o întoarcere la sensibilitatea noastră din tâi, un cântec care se numește Adună-mi, mamă, umbra cu lopata. Și poate că Eusebiu o să mă și completeze cu un poem după. Oh, așa cum mi-ar plăcea și da. Mie, da. Versurile aparțin unui alt bun prieten comun, este vorba de Miron Manega. Printre crin
Au tras în mine rudele și gloata, ca-m desenat pe prispă zei străini. Nu da crezare, mamă, sunt lumini din visul meu pe care arde roata. Adună-mi, mamă, umbra cu robata și varsă-o în grădină printre crini. Când ți se umple perna tras în mine rudele și gloata, ca-m desenat pe prispă zei străini. Nu da crezare, mamă, sunt lumini din visul meu pe care arde roata. Adună-mi, mamă, și varsă-o în grădină printre crini. Pentru mama Georgeta, a maestrului care este la cântina, să vă trăiască, maestre și mama. Să ne arămeze. Mi-a venit în minte că m-a invitat să spun un poem. Da. Mi-a venit în minte un poem nesemnat, eu așa l-am memorat, a unui poet anonim. Deci, spune așa: Doamne, dacă ții la mine, cum te lauzi la toți sfinții, dă în scris poruncă morții să-mi ia calul, nu părinții. Doamne, dacă ții la mine, cum se tot fălesc zurlii, dă în scris poruncă morții să-mi ia calul, nu copiii. Doamne, dacă ții la mine, nu mai otrăvi ursita. Dă în scris poruncă morții să-mi ia calul, nu iubita. Doamne, dacă ții la mine, cum susții în gura mare, moaie tocul în cerneală și înainte de culcare, dă în scris poruncă morții când și-o ascuții pumnalul, să-l înfigă în mine, Doamne, și să-mi lase în viață calul. Super! Zic aici, mi-a amintit, fără să vreau, prin ricoșeu, o superbă poezie de început a unei colege de-a noastră, Carolina Ilica. Nu mai bate, tată, calul, tată, nu mai bate calul. E superbă poezia și finalul era: și am să mă mărit cu un bărbat care nu bate cai. Da, da. Eu are o frustă, e atât de frustă poezia cum nu se poate. Dar asta niciodată mereu mă intrigă. Cum, domnule, să găsești o poezie pe ce ai găsit-o într-o baltă, pe un manuscris? Nu, nu pot să înțeleg. Sau ai uitat-o pe cineva? Nu, n-am uitat. Am găsit-o într-o revistă și era unui anonim. Scrie anonim în loc de numele autorului. Există un autor la Târgu Jiu și aș vrea să îmi confirme, care se pretinde autorul acestui poem. Cum îl cheamă? Bine, aflu eu imediat, mă duc acolo. Jurnalistul aici, da, de față, la Târgu Jiu. Domnule, s-ar putea să... Că eu m-am întâlnit cu mai mulți poeți odată și am spus și toți au învățat-o pe loc. Da, e și simplu. Sunt și poeți, frumos, da, și e direct, simplu, poți să o refaci. Dacă ești poet și ai sistem, ai sistem. Da, eu nu pot să o refac, că am caracter. Adică ai altceva. Nu, păi, pot, da, să mă bag și mă gândesc că oricine putea să o refacă și să o
să-și o revendice, dar s-ar putea ca omul ăsta să... De ce? Pentru că mi se pare că tot traducere e, ca și Robert Burns ăla. S-ar putea, pentru că s-ar putea, s-ar nimeni putea. La noi nu face cultul atât de puternic pentru cal, cum fac irlandezii, de exemplu. Da, Robert da, Burns da, sau, da, da, sau da, da, da. Americanii din Texas. Sau, apropo, dacă, să nu-ți stric planul. Am un plan cu Alexandra. Vreau care a tăcut ce a vreau zâmbit să știu acum. Și eu tu ce ai de spus din toată treaba asta de aici? Ai venit degeaba, Alexandra, te-am convins. Alexandra, cea mai misterioasă dintre toate. Misterioasă, dar... surpriza la final. Vreau să știu părerea ta despre maestru Eusebiu Ștefănescu ca și invitat aici. Trebuie să fiu sinceră, să recunosc că până în momentul de față n-am fost așa o fană înrăită cum au fost colegele mele. Dar cu siguranță, după ce voi pleca de la emisiune, voi deveni una din fanele dânsului. De ce? Cu ce te-a convins? Pentru că mi s-a părut impresionant tot ce a făcut, stilul, felul cum spune poeziile, trăirea. Și chiar mi-a transmis o emoție. Că nu ți-am adus orice actor, ți-am adus cel mai bun actor de poezie și unul dintre mari actori ai României în toate privințele. Deci... Și chiar m-a pus pe gânduri, într-un fel, mă gândesc să dau la actorie. Pentru că domnul este un actor de excepție și mi-ar face plăcere să fie unul dintre profesorii mei. Deci ați convins-o? Merită să le dăm. Așa o fată frumoasă. Fanele v-au convins? M-au convins. Le mulțumesc că au venit alături de mine aici să lumineze atmosfera. Chiar că au luminat. Sunt toate frumoase. Nu trebuie să punem eticheta. Pe jumătate au luminat. Da. Nu trebuie să punem eticheta asta definitiv că sunt cel mai mare. Că s-ar putea să nu fiu. S-a putea să mai nască altul între timp. Nu că zice un observator al culturii, spune la un moment dat că Velasquez a alăturat nașterea unui alt Velasquez. Adică nu mai e posibilă nașterea oricine. Da. Nu e cazul acum. De fapt, orice om anulează nașterea altuia la fel. Aici lucrurile sunt extrem de sensibile. Unde e vorba de frumusețe și sensibilitate, că... lucrurile sunt întotdeauna contradictorii. Domnule, aveți cuvântul că pentru că asta. Suntem în criză mare de timp și țin foarte mult să le facă tuturor celor trei artiști din platou o surpriză muzicală, înainte de a încheia cu premiile ce le dăm fanilor și cu Maria, cu o piesă mult mai dinamică. Aș vrea regia să-mi dea melodia Viața fără artiști. Speranțe nu avem, nici conturi în dolari. Ne cumpără pe lei patroni și impresari. Pentru unii suntem azi banali, sentimentali. Să visați la tot ce nu aveți. Poate mă uitați că aveți tristeți. Neori știți să ne răsplătiți și aplaudați. Ce e un artist pentru un spectator? Un om obișnuit cu mască de actor. Cine în viața și în sufletul lui n-are habar. N-aveți habar.
cum ar fi lumea fără artiști? Ce-ar fi viața și cum am trăit fără cântec și fără dans, fără dragoste, fără glume și fără un râs, fără clown, fără drame și plâns, fără nicio emoție. Viața ce mai e? De noi. Rămâneți în suflete goi și mult prea triști. Mai găsiți sentimente în voi pentru artiști. Spune, Nikita, undeva, nu te uita cu ochii tăi la mine. Eu sunt cel mai nevăzut, care îngână pentru tine vederea de la început. Eu nu cuvinte spun, ci lacrimi. Tocmai de aceea sunt mascat. Repet într-una infinitul neinfinitului ce ni s-a dat. Mulțumim mult de tot, maestre. Este o dedicație pentru un actor. Foarte frumos. Le putem da și fanilor câte un dar pentru... Da, cu maximă plăcere. Pentru strădania. Am aici o carte, se numește Arhivarul clipei, a apărut de curând la editura Semne. Este o carte întâi trăită și pe urmă scrisă. Și întâi povestită, foarte frumos. Vă spun sigur. Adrian Florescu a scris și istoria unei secunde. Tu ai arhivat-o deja. Maestru a lansat-o de curând și oferă... Așa că vă dau tuturor câte un exemplar. Bun, de aici. Să o și citim, că de știu, tot știm... Mulțumim mult. Autografele după emisiune. Și eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper că printre rândurile acestei cărți să ne regăsim cu toții, că este vorba de o lume pe care am trăit-o, o trăim și o vom trăi împreună. Eu am spus de la început că îmi place foarte mult titlul. Este da. Inedit. Da, și coperta este foarte frumoasă. Eu care am citit-o, îmi place foarte mult textul. Mie mi-a dat-o de ziua lui. Da, n-am reușit să o citim. Maestre, nu am cuvinte să vă mulțumesc că ați fost, ca de obicei, fenomenal în tot ce ați făcut și la mine în emisiune. Sunt foarte mândră că suntem și colegi la facultate și sunt onorată că ați fost împreună cu prietenii dumneavoastră și sper să ne încânte și Maria la final cu o melodie tot dedicată maestrului, că este vedeta noastră astăzi. Pe care să-l cântăm cu toți împreună. Până la tine drumul e lung. Dacă are și ceva de spus la final. La final? Da, îmi vine minte așa. Sfârșitul unui poem scris de Nikita, dedicat ultimului actor, eu cred că despre el era vorba, pentru că făceam atunci împreună un spectacol și el mi-a zis: bătrâne, să știi că îmi scot pocitania asta de gips, că avea gips la vremea aia, și o să... Se la prunariu. Da. La mitică și da. Și o să urc în lumina voastră de scenă să vă zgândă. Și se încheie așa poemul. Actori, spectatori, noi plecăm. Vă spunem la revedere, iar nu la adio. De-ar mai fi o dată ca asta, fiule, fio. Maria. Valul mării povestește cu un glas urt cum trăiești iubirea încă de la început.
plâns pe tine, am venit cu un zâmbet din nisip. Până la tine drumul e lung, dar până dimineață sigur o să ajung la tine. Până la tine drumul e lung, dar până dimineață sigur o să ajung. Astăzi ploaia vine aspră, mă aud căzând, sufletul îmi e departe, îl aud plângând. Am să mă întorc la tine cu acel zâmbet din nisip, să îți simt din nou căldura și vorbele-s nimic. Până la tine drumul e lung, dar până dimineață sigur o să ajung la tine. O să ajung. Valul mării povestește cu un glas surd cum trăiești iubirea încă de la început. Cerul, soarele și marea nu știau nimic când spre tine am venit cu un zâmbet din nisip. Până la tine sigur o să ajung la tine. Până la tine drumul e lung, dar până dimineață sigur o să ajung. Narcisa împreună. Până la tine drumul e lung, dar până dimineață sigur o să ajung. Dar până dimineață sigur o să ajung. 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 O să ajunge. Am ajuns. Am ajuns. Cu prins camerele!